În România, la data de 11 martie, erau active 413 focare de peste porcina africană, conform datelor prezentate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din care șapte focare în exploatații comerciale și șase focare în exploatații comerciale de tip A, fiind afectate în total un număr de 112.869 de porcine. În județul Călăraș, în data de 11 martie, era activ un singur focar de peste porcină. De la prima semnalare a prezenței virusului peste porcine africane în România pe data de 31 iulie 2017 și până în prezent, au fost diagnosticate 5.268 de cazuri la mistreți în 41 de județe. În conformitate cu prevederile europene, cazurile la mistreți se sting după cel puțin 2 ani de la apariția lor. Conform informațiilor furnizate de ANSVSA, în județul nostru au fost găsiți morți 128 de mistreți, iar alți 54 de mistreți au fost vânați. Astfel, în data de 11 martie, în județul nostru, existau 182 de cazuri confirmate cu peste porcină la mistreți.